Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat în plenul ședinței Consiliului Local Suceava că a identificat o firmă din Cluj care folosește o metodă nouă, fără săpătură, pentru introducerea în pământ a cablurilor aeriene. Specialiștii firmei respective vor veni săptămâna viitoare la Suceava să explice pe îndelete cum se poate aplica această metodă. Am avut o discuție cu un consorțiu de la Cluj foarte important în care au venit cu o modalitate de lucru fără săpătură. Și poate noi erau să încercăm să vedem cu cablurile astea pe care îngropăm în pământ, cu un sistem foarte modern, care e aplicat în multe localități din țară, la Cluj, la Reșița, să putem îngropa cablurile, că văd că aici e fibră optică, fără a face săpătură, prin subtraversări. Urățesc orașul, noi doamna viceprimar, suntem învățați cu el, că îi vedem în fiecare zi, dacă vine unul în Occident și vede mandrele astea de cablu rece. Vă spun, discuția de ieri mi se pare foarte optimistă, îmi dă o speranță că vom putea aplica această strategie fără săpătură și urmează ca în cursul săptămânii viitoare să vină acești specialiști de la Cluj să ne explice pe îndelete despre ce este vorba.